Salutare și bine v-am găsit! Acesta este ghidul pentru Shaking Up the Teller, misiune dată de prapor pe harta Customs. Obiectivele sunt următoarele. Obține obiectul important din camera 203 din Dorms pe Customs. Opțional! Obține acces la camera 214 din Dorms și predă obiectul important la prapor. Pentru a completa această misiune aveți nevoie de cheia Dorm Room 203. Cheia poate fi găsită în geci, sertare sau scavi. Mai puteți lua cheia din camera 214 din clădirea Dorms cu 3 etaje, la etajul 2, ultima ușă din capătul acestui coridor, în direcția Dorm Vehicle Extract, având șanse de spawn în această cană roșie. Cheia Dorm Room 214 poate fi găsită în geci, sertare sau scavi. Mai puteți lua cheia din zona garajelor de lângă Big Red, la garajul cu numărul 88, având șanse de spawn între acești doi paleți. Cheile pot fi găsite pe toate hărțile, dar pentru a vă mări șansele de reușită, este indicat să le căutați pe harta Customs. Cheia Dorm Room 203 este necesară pentru a deschide camera 203 din clădirea Dorms cu 3 etaje la etajul 2. După ce deschideți ușa, trebuie să luați obiectul necesar pentru misiune de sub pat, care va fi plasat automat în inventarul pentru misiuni. Ce va rămâne apoi este să dați extract și să-l predați lui prapor. Dacă muriți după ce ați luat obiectul, trebuie să vă întoarceți în camera 203 pentru a lua din nou în alt raid. Pentru completarea acestei misiuni, nu este necesar extractul cu statusul Survive. Dacă v-a plăcut acest tip de conținut, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like la clip și ne auzim data viitoare. Numai bine, salut!